În sala Galateca a Bibliotecii Central Universitare vă puteți întâlni cu 72 de lucrări de grafică și desen, aproape necunoscute publicului românesc. Este vorba de opere din colecțiile Cabinetului de Stampe și ale Bibliotecii Academiei, aparținând unor artiști care s-au identificat cu fenomenul avangardei românești în oricare din fazele sale. Pe lângă expoziția de artă, ICR a mai pregătit o mulțime de surprize pentru publicul festivalului. Din program nu lipsesc spectacole de teatru și pantomimă, concerte, proiecții de film și dezbateri literare. Miercuri avem un spectacol de teatru, spectacol de pantomimă, Contraste. Apoi, joi, lecturi, vor fi trei scriitori prezenți care vor citi din scrierile proprii și în același, deci vor citi o bucată în română și o bucată va fi citită de către traducătorii CENAC în spaniolă, italiană și idiș. După această dezbatere avem un concert ad Amilea în aceeași seară, vorbeam de joi 8 decembrie, apoi vineri 9 decembrie este un recital Cocablos, un spectacol realizat acum 2 ani sau chiar mai mult și care se numește Ichpinofelia. Apoi după acest spectacol va fi un concert Anton Pan, care de data aceasta nu se întâmplă la sala Galateca cum sunt toate celelalte. Acest concert va fi în aula BCU. Festivalul se va încheia sâmbătă seară cu proiecția filmului O lume mai bună. Pelicula daneză va putea fi vizionată în aula bibliotecii. Pentru toate evenimentele cuprinse în programul festivalului, intrarea este liberă.